Bună ziua tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu colegii mei în această dimineață, vreau să vă anunț că mâine vom finaliza inventarul solicitărilor de la unitățile de învățământ de la Roman pentru reparații și igienizare, după care vom face publice sumele și lucrările pe care le vom efectua în perioada următoare, astfel încât începutul noului an școlar să ne găsească în locații igienizate. O altă discuție pe care am avut-o s-a referit la avaria de la magistrala de apă. Săptămâna trecută un specialist de la Iași a venit la fața locului, a analizat situația acelei magistrale. Urmează ca în cursul acestei săptămâni să mai solicite o serie de documentații de la Primăria Municipiului Roman. Îi vom pune la dispoziție toate documentele de care are nevoie, astfel încât, într-un tip cât mai scurt, să apa servul să finalizeze lucrările de deviere a acelei magistrale, astfel încât să putem acoperi și acea zonă. De asemenea, tot către apa serv au mers și două solicitări ale unor prăbușiri, ale unor lucrări efectuate în trecut de apa serv. Este vorba de o intervenție la rețeaua de canalizare de pe strada Vasile Alexandrii și de pe strada Griviței, acolo unde noi am efectuat reparațiile după intervențiile lor, dar din păcate carosabilul s-a lăsat. Le-am cerut să identifice care este cauza acestor denivelări, surpări care s-au produs, întrucât nu este normal ca după ce facem lucrările de reparații în trafic să mai fie necesar să mai intervenim o dată. Dacă sunt probleme legate de lucrările pe care le-a efectuat apa servul să-și asume, dacă sunt probleme legate de faptul că nu a fost lăsat suficient timp pentru compactare prin traficul mașinilor, să luăm decizii la nivelul Primăriei Municipiului Roman, astfel încât să nu le mai acoperim chiar atât de repede, ci să le mai lăsăm o perioadă pentru compactare în urma traficului. De asemenea, societatea Locato va interveni la intersecția Miron Costin cu strada Sucedava, unde de asemenea lucrările la o gură de preluare a apelor pluviale a cauzat acea surpare în trafic. Le-am cerut și lor să intervină și să remedieze această defecțiune. În ceea ce privește lucrările la sensul de girație, poarta nord, în săptămâna trecută am finalizat lucrările pentru capacele de cămine care sunt în trafic, s-au turnat săptămâna trecută, așteptăm să se întărească și ulterior să le montăm. Este vorba de două cămine care vor fi chiar în sensul de girație, pe benzile de circulație. De aceea a mai și durat o perioadă, întrucât am așteptat proiectantul să ne ofere soluțiile tehnice care să ofere garanția unei lucrări de calitate și garanția rezistenței în trafic a acestor două cămine. Și în perioada imediat următoare urmează să le montăm și să continuăm lucrările pe benzile de rulare. Aproximăm că în circa 3 săptămâni, 4 săptămâni maxim, ceea ce înseamnă benzile de rulare să fie finalizate. Se va mai lucra doar la pastila sensului de girație, însă circulația va putea fi funcțională în zonă. Vom delimita perimetrul cu acele bidoane de plastic pentru a se putea circula în condiții de siguranță în acea zonă. De asemenea, colegii mei de la Direcția de Urbanism vor realiza în perioada imediat următoare documentația necesară
autorizării amplasării statuii lui Alexandru cel Bun, monument care, după cum bine știți, s-a realizat sau urmează a se realiza dintr-o sponsorizare, deci nu este vorba despre bani publici la mijloc. În cursul săptămânii trecute, colegii de la Unitatea de Implementare a Proiectelor și de la Direcția Tehnică s-au întâlnit cu proiectanții de la Creșa Smirodava, acolo unde am finalizat ultimele detalii legate de acest proiect cu finanțare europeană pe care urmează să-l depunem. Și în această săptămână, în aceeași formulă, dar de această dată pentru cinematograful Unirea, vom avea întâlnirea pentru a stabili ultimele detalii în vederea depunerii acestui proiect. Astăzi urmează a se semna contractul pentru reparații capitale la strada Eternității, lucrare care a fost adjudecată de către societatea PHR Construct Solution cu o valoare a contractului de 596.468,73 lei fără TVA. Din momentul în care vom semna contractul, stabilim toate detaliile pentru a da ordinul de începere a lucrărilor și ulterior să începem și acest obiectiv de investiții. De asemenea, am vorbit și cu societatea care a câștigat licitația pentru reparații covor asfaltic, pentru ca, începând de săptămâna viitoare, să intrăm și pe aceste străzi la refacerea covorului asfaltic, astfel încât, în momentul în care finalizăm și strada Eternității, să vorbim de o zonă complet reabilitată din punctul de vedere al infrastructurii rutiere. Împreună cu colegii de la Direcția pentru Servicii Edilitare, în cursul săptămânii trecute am luat decizia de a interveni pe artera Roman Vest în vederea cosirii spațiului verde. După ce am cosit acest spațiu verde, am constatat și foarte multe deșeuri aruncate în zonă și împreună cu colegii de la Direcția de Asistență Socială, cu beneficiarii de la Legea 416, am intervenit în zonă pentru igienizarea acestor spații. În această săptămână vom interveni pe artera Roman-Est pentru aceleași lucrări de tunderea ierbii și ulterior, după ce vom finaliza aceste lucrări, vom interveni în toate spațiile de joacă pentru a tunde gazonul și în aceste zone. Și mai mult decât atât, am cerut poliției locale încă de săptămâna trecută să intensifice controlele în spațiile de joacă și să nu mai sancționeze cu avertisment, ci direct cu amendă pe cei care nu respectă normele impuse pentru spațiile de joacă, în sensul în care se vor găsi persoane care fumează în incinta acestor spații sau care mănâncă semințe, să fie amendate pe loc. Vrem să disciplinăm cetățenii municipiului Roman, să-i respecte pe cei mici. Sunt parcuri și locuri de joacă destinate lor și trebuie să avem grijă cum ne comportăm. Din punct de vedere sportiv, vreau să vă anunț că în această săptămână are loc reunirea loturilor de fotbal și de handbal. Astăzi se reunește lotul de fotbal la stadionul Moldova, urmând ca miercuri să aibă loc reunirea lotului echipei de handbal și cel mai probabil marți pentru echipa de fotbal și joi pentru echipa de handbal vom face câte o conferință de presă pentru prezentarea noutăților la cele două echipe, precum și pentru prezentarea obiectivelor pe care le avem pentru sezonul 2017-2018. În ceea ce privește Direcția de Administrare, Bazare, Piață și Obor, în
Săptămâna trecută am finalizat caietele de sarcini și am pregătit licitațiile pentru ajudecarea spațiilor care se vor amenaja cu ocazia bâlciului anual din Roman. Sâmbăta aceasta are loc o primă etapă de licitare și ulterior, în funcție de spațiile care vor rămâne disponibile, sâmbăta viitoare vom mai avea o nouă rundă de licitații. Am finalizat igienizarea în incinta bazarului, acolo unde va avea loc acest eveniment. Astăzi mă voi deplasa și eu pe teren pentru a vedea dacă mai sunt lucrări de făcut, astfel încât întreaga zonă să fie pregătită pentru desfășurarea bâlciului anual. După cum bine știți, săptămâna trecută, vineri, am avut o ședință de Consiliu Local prin care am atribuit societății Locato serviciul pentru câini fără stăpân, drept pentru care în cursul acestei săptămâni problemele punctuale care au mai apărut în municipiul Roman, în speță în zona stadionului Moldova și a șandului municipal, precum și în strada fabricii, vor fi rezolvate de către angajații societății Locato și de către cei de la poliția locală, care vor trebui să strângă din câinii care s-au mai adunat în aceste zone. Și de asemenea, dacă mai sunt zone în oraș unde semnalați câini fără stăpân sau chiar transporturi de câini fără stăpân, vă rog să nu ezitați să sunați la numărul scurt 0233-94 pentru a ne aduce la cunoștință aceste lucruri. Joi, în această săptămână, vom avea la primărie o dezbatere publică pentru 3 planuri urbanistice zonale. Se referă la construirea în 3 zone de locuințe. Două sunt în zone protejate, monumente istorice, iar unul se află la limita dintre municipiul Roman și comuna Cordun. La aceste dezbateri publice, conform legislației în vigoare, am invitat cetățenii direct afectați, dar și prin intermediul dumneavoastră a mass mediei aducem la cunoștința în mass media publică locală, în presa locală, că orice persoană interesată poate să participe la aceste dezbateri publice pentru a spune punctul de vedere. La sfârșitul săptămânii trecute am avut o întâlnire cu primarul comunei Văleni, care ne-a solicitat sprijinul pentru împrumutarea unui container tip locuință. La ultimele ploi de acum o lună de zile, comuna Văleni a fost lovită aspru de acele inundații și 5 familii sunt rămase fără locuință. Am identificat o soluție și împreună cu colegii de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și de la Direcția pentru Servicii Edilitare am luat decizia ca mâine să facem transportul acestui container la comuna Văleni pentru a le asigura folosința acestui container. De asemenea, o altă problemă care a apărut în ultima perioadă pe domeniul public este legată de depozitarea deșeurilor de altă origine decât deșeuri menajere. Este vorba de deșeuri vegetale și deșeuri din construcții. Am trimis 1100 de înștiințări până acum și urmează în această săptămână să mai trimitem încă pe atâtea pentru a aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Roman faptul că este interzisă depozitarea pe domeniul public a acestor tipuri de deșeuri. Și mai mult decât atât, pentru a înștiința pe cei care nu au încă un contract încheiat cu operatorul de salubritate, ca au obligația să încheie un astfel de contract, dar este valabil doar pentru deșeuri menajere și nu de altă natură. Pentru rezolvarea acestor probleme, vreau să vă spun că, cel puțin în ceea ce privește deșeurile de origine animală și deșeurile de origine vegetală,
Primăria Municipiului Roman se află în stadiul de implementare și ulterior realizare a unei stații de compost pe raza Municipiului Roman, o stație de compost care să aibă capacitatea să preia toate deșeurile de origine animală și vegetală și pentru a le transforma în compost, rezolvând în acest fel și această problemă. Iar pentru deșeurile de origine, deșeurile din construcții, studiem în acest moment posibilitatea ca societatea Locato să poată să achiziționeze un concasor, să achiziționeze o platformă și containere special dedicate pentru deșeurile din construcții, pe care să le închirieze tuturor celor care realizează lucrări de construcții pe raza Municipiului Roman și, mai mult decât atât, chiar iau în calcul că atunci când emitem o autorizație de construire să obligăm beneficiarul acestei autorizații să încheie un contract cu o firmă care să preia deșeurile din construcții și, așa cum spuneam, societatea Locato să achiziționeze și acest concasor care să facă reutilizabile deșeurile din construcții, pe care ulterior să le folosim la drumuri sau chiar, de ce nu, putem discuta la nivelul Asociației Roman Metropolitan pentru livrarea de piatră spartă sau alte deșeuri din construcții care pot fi folosite la drumuri. De asemenea, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu o parte dintre consilierii locali, am luat decizia ca ședința ordinară din luna iulie să aibă loc pe data de 31 iulie, atunci când vor putea fi prezenți un număr cât mai mare de consilieri locali. Weekendul trecut nu a fost tocmai potrivit din punct de vedere al vremii în ceea ce privește complexul sportiv și de agrement Moldova. Încasările au fost doar de 20.774 de lei, un număr de 2.560 de persoane beneficiind de serviciile acestui complex, iar în zona de picnic s-au închiriat 53 de foișoare. O altă activitate pe care o avem propusă pentru această săptămână se referă la activitatea de pulverizare aeriană pentru dezinsecție în vederea combaterii populațiilor de insecte vectoare de maladii transmisibile și generatoare de disconfort, insecte zburătoare și tărătoare, iar ca și anul trecut, operațiunea se va realiza tot printr-un avion și mâine dimineață, marți 11 și miercuri 12 iulie, până la orele 10 vom realiza aceste activități. Vreau să fac precizarea foarte clară că această pulverizare nu afectează sub nicio formă oamenii. Singurile vietăți expuse sunt familiile de albine și animalele sensibile, iar proprietarii acestora sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru punerea în siguranța lor. La nivelul Primăriei Municipiului Roman am notificat toate aceste persoane care se aflau în baza noastră de date și, de asemenea, și public am adus la cunoștință faptul că vom efectua aceste operațiuni. S-a dovedit a fi o soluție foarte eficientă, cea de anul trecut, și mai ales cea mai importantă este operațiunea finală, atunci când aceste insecte depun pentru ultima dată ouă în acest an și vom interveni din nou, cel mai probabil la sfârșitul lunii septembrie, pentru a preîntâmpina apariția acestor insecte anul viitor într-un număr așa de mare. Și ați observat că în acest an nu am avut un număr însemnat de țânțari.
Cam acestea au fost informațiile pe care le-am avut în această perioadă. Astăzi ne bucură să fim prezenți la inaugurarea Holcim, a unei noi stații de ciment de pe raza municipiului Roman, o investiție foarte importantă a holdingului Holcim și ne bucurăm să fim prezenți pe strada Nordului, începând cu ora 18:30, atunci când va fi pusă în folosință această stație de ciment, o altă investiție atractivă pentru municipiul Roman. Urmează ca în acest an să mai avem parte de astfel de inaugurări, vor mai fi o serie de investiții care urmează a se finaliza, dar așteptăm companiile ca în momentul în care vor finaliza aceste lucrări să ne aducă la cunoștință momentul de finalizare al lor. Cam atât am avut eu să vă prezint, în rest vă stau la dispoziție pentru întrebări. Da, păi, noi deja am realizat reparații în această primăvară la tot ceea ce a însemnat toate trotuarele cu pavele. Sigur, ulterior și în urma unor intervenții ale furnizorilor de utilități au mai apărut astfel de probleme. Avem o situație similară, de exemplu, pe strada Unirii, acolo unde Delgaz mai are încă de finalizat intervenția și ulterior, în baza contractului pe care l-are cu o firmă privată, să readucă la stadiul inițial trotuarul. Iar rugămintea mea este ca atunci când cetățenii sau dumneavoastră presa constatați anumite prăbușiri în trafic, să ne le aduceți la cunoștință pentru a putea interveni. Sigur că noi intervenim, așa cum vă spuneam, atât în ceea ce privește traficul rutier, infrastructura rutieră, dar și pe trotuare. În parculețele din oraș am observat că unele dintre ele, cel puțin, nu mai sunt la fel de bine îngrijite ca în anii anteriori. Bănuiesc că o echipă sau mai multe echipe din cadrul primăriei ar trebui să se ocupe de așa ceva. Nu, avem... copiii nu trebuie să obișnuiască că e bine să fie cabluri pe pământ și să le atingă. Nici iarba nu mai e cum era. Aveți vreun plan? Păi, tocmai v-am spus mai devreme, la începutul conferinței, după ce vom finaliza artera Roman Est, vom interveni pe toate spațiile de joacă, pe de o parte pentru reparație și întreținerea acestora, pe de altă parte pentru remedierea disfuncționalităților care se regăsesc. Acestea au fost în această primăvară toate reabilitate și reparate, însă între timp există un anumit număr de copii care se adresează acestor spații și mai apar și astfel de situații, dar noi revenim în toate acestea pentru remedierea defecțiunilor apărute. Am achiziționat săptămâna trecută și coșuri de gunoi, tocmai în această idee de a completa peste tot unde este nevoie. Spuneați că se desfășoară Republica joi pentru cele de plan urbanistic sezonale. Avem mai multe detalii undeva pe site-ul primăriei? Da, pe site-ul primăriei se găsesc toate aceste planuri urbanistice sezonale, la urbanism. Cine este sponsorul?
Este compania Dedeman, s-a făcut prin hotărâre de Consiliul Local, s-a și acceptat sponsorizarea, au și intrat banii, banii au și mers mai departe către artistul plastic care realizează această lucrare. Și a spus că astăzi semnați contractul cu firma PHR Cons. Construct Solution, da. Construct Solution. Pentru reabilitarea stăzii Eternitatea. Imediat după care a spus că veți vedea cu ce firmă veți face covorul asfalt. Nu. Deci sunt două lucrări total diferite. Reparația capitală a străzii Eternității presupune amenajarea trotuarului, amenajarea de parcări, spații verzi, plus covor asfaltic. În schimb, adiacent avem cele șase străzi, care acelea, în baza contractului pe care le avem cu cealaltă firmă pe reparații străzi cu covor asfaltic, vom turna covor asfaltic. Care șase străzi? Tot din zona respectivă? Tot din zona. Roman, Vod, Aviatorilor, 22 decembrie. Imbrom. Și veți urmări? Cu siguranță, ca și până acum. Da, mulțumesc. Înțeleg că autorul Macedon Greș a prevenit la Roman, iar primăria a făcut un sondaj de pregătirea unui sume de bani în cel local. De ce? Discuțiile pe care le-am avut cu organizatorii evenimentului au relevat faptul că pentru a veni aici în zonă vor fi necesare o serie de cheltuieli pentru cazarea actorilor și, bineînțeles, asigurarea unui dineu. Noi am cerut ca o evaluare a ceea ce înseamnă aceste cheltuieli și am zis că ar fi oportun să consultăm și populația, să vedem care este părerea populației vis-a-vis de acest lucru. Nouă ni se pare un eveniment frumos, faptul de a-l putea găzdui pe Marcel Iureș, care este un actor consacrat, de asemenea mi se pare oportun pentru municipiul Roman și iarăși de asemenea regizorul acestui film este Serge Celibidache, care este fiul până la urma lui Serge Celibidache, care este cetățean de onoare al municipiului Roman și o personalitate recunoscută la nivel internațional. Dar, așa cum v-am obișnuit încă de la începutul anului, îmi doresc să iau întotdeauna și un puls al romașcanilor pentru a ști dacă intențiile noastre corespund și cu nevoile și necesitățile romașcanilor. Momentan abia l-am demarat, urmează în momentul în care vom încheia acest sondaj să vă facem public, dar chiar și dumneavoastră puteți vedea, în momentul în care vă exprimați votul, aveți pentru fiecare în parte exprimată intenția romașcanilor. Exact. Da. Păi, mâine, asta vă spuneam că mâine definitivăm să vedem resursele financiare pe care le avem și în funcție de aceste nevoi, slavă Domnului, da. Nu, în momentul de față, având în vedere și perioada care urmează și investițiile care sunt la nivelul municipiului Roman, vom merge o perioadă în această formulă, urmând ca ulterior să luăm decizia dacă acest post va fi scos la concurs și când va fi scos la concurs. Cu siguranță nu va fi scos în această perioadă de vară care urmează și de concedii. La ședința de pe 31 iulie vom propune o persoană care să fie reprezentantul primarului la Consiliul de Administrație al Spitalului. Tot legat de Spitalul Municipal, ați văzut că Spitalul a scos la concurs 5 posturi de medii
la 10 zile după procedura aceea de publicare în viața medicală, nu s-a întâlnit niciun singur medic. Primăria mai menține acele stimulente de sprijinire cu locuințe, cu orice alte facilități pentru a aduce medici? Noi avem până în momentul de față 5 apartamente pe care le-am dat spre administrare celor de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, dar în continuare vom depune, am depus deja documentația necesară la Agenția Națională pentru Locuințe, așa cum vă anunțam încă din primăvara acestui an. Am identificat două programe care se pliază foarte bine pe necesitățile municipiului Roman. Este vorba de construcția de locuințe pentru specialiști în educație și în sănătate. Și am depus documentația pentru două astfel de blocuri de locuințe, un bloc pentru specialiști în educație și un bloc pentru specialiști în sănătate. Lunile iulie-august, lunile în care se întorc familiile acasă, ce măsuri ați luat pentru evitarea cozilor internale de la biroul de informatizare a persoanei? La pașapoarte am înțeles că vin de cei de la piatră, dar acolo știți ce se întâmplă anuma acolo. Și dacă s-au mai luat măsuri de monitorizare a unor brânci în curtea poliției comunice, curtea biroului de evidență, pentru că ați văzut ce se întâmplă. Da. În momentul de față, activitatea funcționează normal, eliberăm destul de repede, deci nu avem sincope în eliberarea cărților de identitate. Cei care sunt în străinătate au la dispoziție și posibilitatea de a se înscrie online pentru programare și, desigur, cu siguranță, așa cum am făcut și în trecut, dacă e cazul, vom prelungi și noi programul de activitate pentru a nu exista sincope în eliberarea cărților de identitate. Dar ca și condiții acolo de așteptare? Dacă va fi cazul și vor fi solicitări, cu siguranță vom interveni pentru montarea de bărți suplimentare. Păi nu ne dădea voie legea să le prevedem în buget. Este vorba de o hotărâre de guvern publicată săptămâna trecută în Monitorul Oficial. Însă, în termen de 60 de zile, trebuie să apară normele de aplicare și abia ulterior vom lua o decizie. În momentul de față, atâta timp ce legea nu ne dădea voie să bugetăm aceste vouchere, cu siguranță nu sunt bugetate. De asemenea, dacă ați văzut bine în hotărârea de guvern, spune foarte clar că acestea pot fi folosite până la 30 octombrie anul viitor, drept pentru care vom lua o decizie. E vorba de un singur voucher care se acordă în perioada asta. Dacă e cazul, vom încerca să căutăm soluții și pentru acest an, dar plecați de la premisa că dacă în termen de 60 de zile, într-un caz fericit, apar normele de aplicare, deja trece perioada de vacanță și atunci vom încerca să bugetăm pentru anul viitor, știut fiind faptul că aceste vouchere pot fi folosite și în anul viitor. Aș vrea un pic să revenim la prețul acesta al gunoiului. Nu sunt sigură de informația pe care o dețin, aș vrea să ne revenim noastră. Este adevărat că guvernul a prorogat termenul de aplicare a partea cele de mediu de asta și ce se întâmplă? Că între timp au fost plătite în anuare pe no. Haideți un pic să clarificăm. Și ați făcut foarte bine că ați adus în discuție acest subiect. Într-adevăr, în prima ședință a actualului guvern, solicitările mai vechi ale Asociației Municipiilor din România au dat roade în sensul în care guvernul a luat ca și o primă decizie prorogarea termenului de la care se aplică această taxă. E vorba de acea taxă de 80 de lei pe tonă plus TVA, care trebuia plătită în momentul în care se depozitau deșeurile în depozitele conforme din, ne raportăm la municipiul Roman, din județ, depozitul conform de la Girov. Această prevedere se aplică începând cu data de 1 iulie. Practic, tot ceea ce s-a colectat până acum și s-a depozitat la depozitul conform de la Girov trebuie achitat. Ce se depozitează începând cu data de 1 iulie, nu se mai aplică această taxă. Însă, primul pas normal și firesc, și mă așteptam ca până la această dată Consiliul Județean să-l facă, dar văd că nu l-a făcut, era să modifice hotărârea de Consiliu numărul 45 din 2017,
prin care au introdus această taxă și au majorat taxa de depozit de la Girov. Așteptăm cu interes momentul în care Consiliul Județean va veni în sprijinul cetățenilor județului Neamț și pe cale de consecință și a municipiului Roman pentru modificarea acestor tarife și să remedieze și acea mare nedreptate pe care eu am semnalat-o încă de atunci, în condițiile în care pe lângă TVA la această taxă i-a aplicat și cheltuielile indirecte. Da. Asociații, până la urmă a fost găsită soluția aceea de montare din darbul acela dintre blocuri? Nu. Decizia care s-a luat acolo în zonă a fost amenajarea unui parc modern pe locația deja existentă, aceea dinspre strada Smirodava. Este soluția cea mai potrivită în acest moment, dar vom face o serie de modificări la acel spațiu de joacă pentru a se preta tuturor locuitorilor din zonă. Vom înălța gardul la 2 metri, vom încuia acest spațiu de joacă și vom preda cheia la Asociația de Proprietari cu obligativitatea respectării orelor de repaus. Mai mult decât atât, vom moderniza acest joc și acest spațiu de joacă și vom monta chiar și acel covor de protecție, cum este și în parcul municipal. Și, de asemenea, vom și extinde puțin, în sensul în care știți că acolo, datorită unui capac de canalizare, s-a tăiat oarecum puțin din el, vom mai câștiga încă 25 de metri pătrați în condițiile în care îl vom închide perfect. Pentru a preîntâmpina pe timpul serii escaladarea gardului de către persoane rău intenționate. Avem acolo o zonă deja montată și o cameră de luat vederi și am luat decizia ca după amiaza să avem și un polițist local prezent în zonă. Au fost reclamații? Sunt foarte multe reclamații legate de anumiți cetățeni dintr-o altă zonă a orașului care vin acolo. Practic, aceea este și nemulțumirea celor din zonă că nu se pot juca acolo din cauza unor alte persoane care sunt certate cu bunul simț. Eu n-am nicio problemă toți copiii să vină să se joace în acel parc, însă trebuie să respecte viața din comunitate și trebuie să-i respecte și pe ceilalți. Tocmai de aceea am și spus toleranță zero față de cei care consumă băuturi alcoolice, care fumează sau mănâncă semințe în spațiile de joacă. Nu ca o cutie. Va fi împrejmuit, e plasă bordurată, deci nu vă imaginați că e Auschwitz acum. Deci, da, dar trebuie să respectăm și ceilalți cetățeni care au locuințe acolo în zonă și care, din cauza comportamentului antisocial al unor persoane, nu se pot odihni. Și atunci trebuie să luăm măsuri de protecție și pentru ei. Exact. Da. Da, pentru că ceilalți pot să vină la ora 10, la ora 11 seara. Noi vrem acest spațiu conform regulamentului pentru spațiile de joacă la ora 9-9:30 pe timp de vară să fie încuiat. Și atunci nu mai e nevoie de prezența polițistului. Apropo de spațiile de joacă, pe terenurile de sport ale școlilor se poate intra pe la locație? Aici e o situație oarecum lăsată la latitudinea celor de la unitățile de învățământ. Părerea mea, dacă și eu mi-aduc aminte, și eu când eram copil, mai mergeam pe timpul verii, mai făceam un fotbal pe terenul de sport al școlii. Asta e. Ar trebui părerea mea că acei copii care vor să facă mișcare trebuie încurajați să facă mișcare și ar trebui lăsați. Mulțumim. Da, este vorba de modificarea legii sportului. Aceasta se referă mai mult la formele de organizare, cum erau înainte echipa de handbal și de fotbal, cum erau organizate sub forma unor asociații sportive
Și au existat o practică neunitară în țară din partea Curții de Conturi. Unii considerau că e finanțare legală, alții că nu este. Dacă chiar săptămâna trecută la Asociația Municipiilor, la Comitetul Director, am mai discutat cu colegi din țară și spuneau, păi a venit într-un an la primărie și a spus, păi nu, ați alocat prin contract de finanțare, nu e legal, trebuia prin contribuție. Consiliul Județean, anul următor, care an de an dădea prin contribuție, vine Curtea de Conturi și spune, a, păi nu, trebuia contract de finanțare, nu cu contribuție. Au existat practici neunitare la nivelul abordării Curții de Conturi și Guvernul tocmai asta a făcut, a uniformizat, practic, din punct de vedere legal, aceste prevederi ale legii sportului. Sigur, pentru noi, tocmai aceea a fost și rațiunea pentru care noi am creat acest club sportiv în subordinea primăriei, pentru că modificările legislative puteau pune la un dat în dificultate funcționarea unor astfel de asociații sportive. Sub forma asta, organizarea oprește să primiți, oprește formațiile să primească sponsorizări? Nu. Pot primi și sponsorizări. Chiar dacă este o direcție? Chiar dacă este o direcție, sigur că da. Păi primăria nu poate primi. N-am primit sponsorizare de la Dedeman. Da. Am primit terenul de la Petrom, sponsorizare și așa mai departe. Deci asta nu ne încurcă în primirea sponsorilor. Și Doamne ajută să fie cât mai mulți sponsori. Da. De partea legală ne ocupăm noi. Se va ocupa la municipiu? Ca și organizare se află în, ca și în atribuțiile viceprimarului pe organigramă. Nu, în continuare așteptăm și noi. Am speranțe că în această săptămână să apară ceva noutăți legate de acest lucru, știut fiind faptul că luna iulie este și luna când au loc tragerile la sorți. Din câte știu eu, 30 iunie era termenul final de înscriere a tuturor echipelor din Europa în cupele europene. Probabil în perioada imediat următoare se face o centralizare a acestora și vom avea și noi noutăți. Sperăm, poate Doamne ajută, până joi, când mi-am propus acea conferință de presă cu echipa de handbal, să avem și noutăți din acest punct de vedere. Mulțumesc! Prea curând, nu. Vă mulțumim! O zi și o săptămână bună!